Proverbul omul sfințește locul se potrivește de minune primarului comunei Gârla Mare, Baicu Dumitru. De-a lungul timpului, acesta a reușit să schimbe fața comunei și să pună bazele unei dezvoltări temeinice a localității și să îmbunătățească condițiile de trai ale cetățenilor pe care îi reprezintă. Comuna Gârla Mare este pe drumul cel bun, iar cetățenii sunt mulțumiți de activitatea edilului din comuna lor. Primarul comunei Gârla Mare, Baicu Dumitru, a dat dovadă de un mare interes în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor și creșterea nivelului de trai în comunitate, astfel încât asfaltarea drumurilor și a ulițelor, rețeaua de apă și canalizare, dar și iluminatul public au fost doar unele din principalele realizări la nivel local. Am văzut că oamenii vă îndrăgesc în comuna Gârla Mare. Care este secretul? Oamenii sunt, cum să spun, mulțumiți de, cred eu, de realizările și, bineînțeles, comportamentul meu și cât al unora din primărie, că sunt probleme cu funcționarii care nu sunt receptivi la doleanțele cetățenilor. Îi mai resping. Deci eu am căutat să le rezolv și nevoile lor personale în afara localității, dacă pot spune așa. Sunt oameni care au avut câte un picior amputat și a trebuit să mergem cu ei personal pe la cabinetele medicilor să și facă documentația pentru a obține o pensie socială, neavând venituri din altă parte. Și cred că oamenii apreciază gestul ăsta. Sau sunt bătrâni care au nevoie de produse să-i ajutăm și mai punem utilajul de la primărie, vola sau buldoie, excavatorul și le ducem acasă produsele necesare. Și cred că ăsta e și răsplata lor, având în vedere că eu sunt la al patrulea mandat și unul de vice, închei o frumoasă cifră de 20 de ani în administrație. Toți locuitorii comunei Gârla Mare sunt mulțumiți de activitatea primarului și spun despre acesta că a făcut tot ce a putut pentru ei. Domnul primar pentru noi, pentru toată comuna care este Gârla Mare, a fost foarte bun și este. E un om bun care poate servească oameni și oameni bătrâni. Nu este, cum zic alții, care poate să duc dușmănie pe el de când a luat primar, dar pentru noi, pentru oameni care e aici în Gârla Mare, să știi că a făcut tot ce a putut. N-a făcut altul primar ce a făcut aici în Gârla Mare. Și pentru noi ne servește oricine care vine aici la primărie, oricare are nevoie de orice, poate să-i respecte, să-i de ce trebuie. Și e un primar foarte bun, pentru noi foarte bun. El deocamdată, când are al treilea mandat, dacă nu era un om bun, cred că nu mai vota oameni. Dar pentru că este un om bun și a făcut tot aici în comună, asta n-a făcut niciunul ce a făcut el, e foarte bun. Este un primar foarte bun, l-apreciez de lumea, ajută toată lumea, a făcut pentru comună. Eu sunt, nu sunt de aici, sunt venit. Și l-am văzut ce fel de om este. E un primar care se implică în comunitatea noastră. Ne ajută cu orice, cu ce are nevoie. Sunteți mulțumit? Da, sunt foarte mulțumit. Păi am apă, am canalizare, asfalt. Sunt foarte mulțumit de el. S-a văzut și la vot în care a câștigat, chiar dacă era în două tururi, a ieșit din primul tur. S-a văzut lumea cum l-a votat de mult. Vă închipuiți că doar nu este o părere a mea personală, este o părere a peste două treimi din satul ăsta. Condițiile deplorabile în care tinerii comunei învățau au fost date uitării. În acest moment, școala este reabilitată și în continuare se aduc îmbunătățiri. Cadrele didactice apreciază implicarea primarului Baicu Dumitru, acesta fiind foarte apropiat de sistemul educațional din comună, de cadrele didactice și de copii, sprijinându-i în desfășurarea activității în cele mai bune condiții. Domnul primar este cel mai bun primar pe care comuna Gârla Mare îl are. Datorită dânsului, în această comună avem canalizare, școala are
WC-uri ca lumea, pentru că asta era o adevărată problemă, copiii trebuia să meargă la toalete în curte. Sătenii sunt mândri de primarul localității datorită interesului pe care acesta l-a acordat de-a lungul timpului. Investiții ample au avut loc în ultimii ani, deci putem afirma faptul că omul sfințește locul și în comuna Gârla Mare.